Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dreptul la Adevăr. Vorbim astăzi despre un drept fundamental al omului recunoscut de numeroase documente internaționale, dreptul la sănătate. Acesta este un drept care implică accesul la îngrijiri medicale de calitate, la servicii de sănătate preventive și curative, la medicamente și tratamente necesare pentru menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate. În esență, dreptul la sănătate își propune să asigure tuturor indivizilor posibilitatea de a avea un nivel adecvat de sănătate fizică și mentală, indiferent de statutul social, de venituri sau de alte caracteristici personale. Acest drept implică și responsabilitatea statului de a crea și de a menține un sistem de sănătate accesibil, eficient și echitabil, care să ofere servicii medicale de calitate tuturor cetățenilor. Le mulțumesc domnului dr. Mihai Adrian Dobra, medic primar urologie, și doamna psiholog, președinte fondator Proacta Edu, Nicoleta Manoilă, că au răspuns invitației noastre de a discuta despre acest subiect și alături de noi, ca de fiecare dată, este maestrul Artin Sarchizian. Maestre, este dreptul la sănătate un drept absolut al cetățeanului și în cazul în care nu este respectat, ce mijloace juridice avem pentru a trage statul la răspundere? Bun găsit, în primul rând, Andrei. Mulțumesc și eu invitațiilor. Eu aș porni discuția de la dreptul la viață. Da? Pentru că, indiferent cum ai privi lucrurile, dreptul la viață cred că este suportul tuturor celorlalte drepturi. Pentru că noi suntem o emisiune cu tematică juridică, întotdeauna trebuie să facem abordarea din punct de vedere juridic. Așadar, dreptul la viață este un drept fundamental, cum spuneam, suportul celorlalte drepturi. Dar nu mai este suficient în zilele noastre să vorbești doar despre dreptul la viață, ci trebuie să vorbești în egală măsură și de calitatea vieții. Bine spunea cine spunea când spunea că, mă rog, murim la 50 de ani și ne îngroapă la 80 de ani. Adică avem o viață, să spunem, undeva într-o zonă mai mult decât sedentară, da? Așadar, cred că este timpul să se vorbească tot mai mult despre dreptul la sănătate, despre calitatea vieții. Și când vorbești despre sănătate, domnule doctor, în special mă adresez dumneavoastră, cred că trebuie să vorbim și de informarea celor care, în fine, se găsesc într-o postură delicată de cele mai multe ori, de a avea o anumită afecțiune, de a fi suspectați că o anumită afecțiune. Și spun informare nu întâmplător pentru că, într-adevăr, o mare sursă de poluare este și informația. Ce vreau să spun prin asta? Când ai o problemă în zilele noastre, primul lucru, nu pui mâna să întrebi un medic, să întrebi un cunoscător, intri pe Google, da? Doctor pui Google. Acolo, exact, pui acolo întrebarea și te minunezi, practic, ești de-a dreptul distrus, doamna psiholog, în momentul în care vezi câte probleme, da, crezi tu că ai, tocmai dintr-o, poate uneori chiar și dintr-o banalitate, dintr-o afecțiune pe care, sau un simptom, să spunem, de-a dreptul banal. E, este timpul să vorbim despre această informare a celor care fie sunt în situația de a fi pacient sau celor care, nu știu, sunt într-o postură de vulnerabilitate. Și cred că informația, într-adevăr, trebuie să fie una de calitate, mai cu seamă căci în unele situații sunt absolut convins, nu trebuie să fii medic, nu trebuie să fii specialist, să-ți dai seama că dacă nu ai informația la timp, situația se poate agrava, situația poate degenera și putem asista la niște situații de-a dreptul dramatice. Ce opinie aveți vis-a-vis de această informare, informație și vulnerabilitatea pacientului în obținerea informației, în primul rând? Informarea, practic, eu o văd din două zone. Una ține de stat și de sistemul primar și de sistemul de sănătate și cea de-a doua ține oarecum de populație, de gradul de coeficiență, de inteligență, de preluarea și diseminarea informației. Deci, oarecum, sunt două chestiuni divergente care pot fi administrate de stat. De asemenea, țin și de habitusul și de tipul statului. Într-un fel poți face medicină într-un stat din Africa Centrală și într-un fel poți face în Elveția.
lucrurile pleacă de la sistemele guvernamentale de medicină primară, de prevenție și de tratament, dar de asemenea și de gradul de înțelegere a ceea ce înseamnă sănătatea. A educa statul este iar o altă problemă. A educa statul către populație este un alt component. Sistemele de sănătate sunt și ele mult diferite. În funcție de arealul geografic, lucrurile se întâmplă total diferit. Și știți foarte bine că sunt câteva sisteme importante, fanion, să spunem așa, sistemul privat din America cu asigurările private de sănătate, unde lucrurile nu mai funcționează cum noi am început aici cu drepturile constituționale și așa, cu dreptul constituțional la medicină gratuită pentru populație, medicina socială, practic. Lucrurile țin și se segregă în funcție de câți bani ai în buzunar, să spunem drept. Nu toată lumea are parte de același tip de îngrijire. Îngrijirea nu este universală. Nu sunt standardizate lucrurile, ci ele se raportează la gradul de cotizație către sistemele private, către asigurările private. Spre exemplu, vei beneficia de chirurgie robotică dacă vei avea o asigurare privată care să-ți acopere high-end în chirurgie. Am lucrat am făcut un observership în Virginia, Washington DC, Arlington, unde am observat că în spitalul în care am stat aproape două luni, lucrurile erau diferite de cum le învățasem eu în sistemele sociale, inclusiv în NHS, în Marea Britanie. În ce sens? Există o formă de segregare pe care eu o consider diferită de dreptul universal. Adică diferențiere, la asta vă referiți când spuneți segregare? Adică se face o deosebire între pacienți sau nu? Da, știu, nu vreau să interpretez, vreau să fac doar analiza. Cred că dumneavoastră sunteți mai abil să interpretați într-o formă juridică ceea ce am observat acolo. Am observat timp de o lună de zile pacienți cu un status economic și social mult peste medie, iar operațiile care se fac încă din anii 90 într-o Europa central și estică, erau oarecum direcționate către spitale în afara comunității central financiare, unde ne gândim la Washington acum. Se operau, spre exemplu, într-un orășel care se numește Alexandria, cei care nu aveau asigurările care să acopere chirurgia robotică. Deci, foarte interesant ce ne spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, ați pus punctul pe ei și ați mers direct la sursa problemelor. Pentru că noi trăim în această, maestre și doamna psiholog, noi trăim în această iluzie că, domne, avem drepturi egale să fim protejați, ceea ce așa este, avem dreptul să fim protejați în mod egal, să beneficiem de același tratament și așa mai departe. Însă de la iluzia pe care ne-o lasă să ne imaginăm, doamna psiholog, statul prin reglementări și așa mai departe, până la viața de zi cu zi, care într-adevăr cam așa e în funcție și de tipul de asigurare, mă rog, peste hotare, că aici nu prea mai contează tipul de asigurare și așa mai departe, cred, da? Și de potențialul financiar al fiecăruia, se pare că lucrurile stau total diferit decât avem noi în mintea noastră. Adică, cred că așa este, cred că e oarecum corectă percepția pe care o am, doamna psiholog, că, domne, ești om, cu toții suntem oameni, trebuie să avem drepturi egale. Dar statul este creat, sau mă rog, mecanismul este creat de așa manieră încât contează foarte mult și statusul, mă rog, categoric, financiar. Până ajungem la un nivel de a acoperi pentru toți și fiecare, să existe o echitate în a avea acces la servicii medicale și servicii de psihoterapie, pentru că domnul doctor poate să confirme acum că există un procent semnificativ care ține de componenta psihică în vindecarea unui pacient și nu mai vorbim în termen de prevenție, de
îmbunătățirea calității vieții, e nevoie de niște reglementări și poate că suntem în locul potrivit, pentru că profesia dumneavoastră este îndreptățită să cei care sunt parte din această profesie pot interveni să sprijine și numai împreună văd specialiștii din zona de psihologie, de medicină, care pot semnala care sunt nevoile sociale, la nivel social, la nivel individual, și apoi e nevoie de o reglementare. Aș veni în completarea ceea ce a spus domnul doctor acum și cu următorul aspect. Dincolo de nevoia de a accesa servicii de calitate, e foarte important să ne uităm puțin în spațiu public cum oamenii au nevoie să învețe să facă slalom printre informații care țin de știință și de pseudoștiință. Au apărut tot felul de reglementări și tot felul de profesii care, nu știu, ajung peste noapte în cor, nu știu, te devii specialist în ceva sau consilier în ceva în 2-3 săptămâni, versus un specialist care parcurge o etapă de 10-12 ani ca să se formeze și după această etapă să poată să lucreze cu psihicul uman. Și atunci e important să existe și acest cadru care reglementează și face diferențierea fermă între știință și pseudoștiință. Da, știți ce vă întreb eu, cu scuze de rigoare, că vă întrerup. Simplu om, cum sunt eu, de exemplu, ai o problemă și intri și cauți maestră da. Acolo. Primul lucru pe care îl faci când te doare ceva, intri pe Google. Acolo. Asta este 100% acolo, verificat. Chiar deam, nume, dacă scrii, orice scrie pe Google, găsești ceva rău și dă mușcată. Dacă scrii mușcată, sunt cancerigene, îți ies acolo pagini, nu, fiecare ce vine da. Minte. Dar să știi că acolo. Și de avocat să... Maestră, trece subiectul ăsta așa, da? Dar în oceanul ăsta de informații, domnule doctor, cum recomandați să ne orientăm sau ce ar trebui să fac un om care nu este, știu eu, relaționat cu sistemul medical? N-are un medic cunoscut, un cadru medical pe care să-l sună să-i dea anumite informații? Cam ce ar trebui să facă? Cam pe ce cale ar trebui să o ia? Probabil vă așteptați la răspunsul meu, este să te adresezi unui specialist, ca orice lucru. Bun, e adevărat. Și eu, dacă am o problemă la instalație acasă, nu o să încerc să fac reparațiile la instalație singur de pe YouTube. O să încerc să chem un specialist ca să nu fac o problemă, un damage mai mare decât cel deja existent. Cu alte cuvinte, să lăsăm un pic Google-ul deoparte? E sau... bine să avem o informație. Uh-huh. Nu știu acum de unde cauți, că dacă vei căuta pe un site care nu are credibilitate, lucrurile vor fi diferite de informațiile științifice pe care le poți găsi în PubMed, spre exemplu, unde sunt standardizate, unde ele sunt cotate la un anumit factor de impact. Adică e important cui te adresezi și ce site vei căuta. Google e o mare... interminabilă. E un ocean, așa un ocean este. Interminabil. Da, da, da. Trebuie să păreri și păreri. Da, orice ai avea, repet, acolo găsești și unii care spun nu e niciun fel de problemă, alții spun că e o nenorocire, aproape că ești mort, câteva zile îți mai rămân. Dar dacă tot ai atins subiectul ăsta informatic și l-aș întreba aici pe domnul doctor, într-un viitor nu foarte îndepărtat, aplicațiile privind inteligența, aplicațiile medicină, care au legătură cu inteligența artificială, se vor dezvolta? Va fi capabilă inteligența artificială să pună un diagnostic mai exact și un tratament mai bun decât un doctor, bazându-se pe toate cazuistica la nivel planetar vis-a-vis de o anumită afecțiune sau anumite simptome? Vedeți acest lucru posibil, benefic, sau e un lucru greu realizabil sau negativ? Ați spus de viitor. Eu nu mai consider că este viitor, eu consider prezent. Lucrurile astea deja sunt implementate. Sunt anumite specialități în zona medicală în care inteligența artificială poate da un diagnostic cu o rată de rezultate fals negative mai mare, eroarea umană fiind practic mai mare decât ceea ce poate să facă un machine learning în inteligența artificială. Și o să vă dau câteva exemple. Radiologia, unde poți standardiza date și poți face un concept de big data, este total diferit de ceea ce poate să îți dea un om, un diagnostic. Deci, ca să înțelegem, imaginați-vă milioane de imagini de tip CT sau RMN, băgate într-o platformă, într-un sistem matricial în care tu preiei printr-un algoritm diagnosticul. Adică asta se întâmplă cu ce informațiile de acolo, cam care ar fi mecanismul așa în linii mari? Mecanismul tehnic de inteligență artificială, da, da.
practic poate da rezultate mai bune decât gradul de eroare umană pe care poate să-l facă un radiolog cu diagnosticul. Asta se întâmplă și în diagnosticul în dermatologie, unde o simplă poză poate să-ți facă o analiză. Ați văzut că și Facebook-ul poate să-ți recunoască fețele. Da, da, facial, da. Cam același lucru se întâmplă și în dermatologie. Deci, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră de inteligența artificială și noile tehnologii, lucrurile sunt într-o dinamică, într-o explozie. Cred că este o eră a inteligenței artificiale, ea se va implementa inclusiv în chirurgia robotică. Imaginați-vă că pentru anumite topograme în interiorul chirurgiei robotice, ele pot fi înregistrate și lucrurile pot fi direcționate și prin chirurgia robotică. Adică să ne așteptăm, cu alte cuvinte, în viitor să interacționăm cu inteligența artificială, da? Hai. Să ne lăsăm și viața exact în mâna... Acum e o problemă de etică. Care e granița aia? Aici care-i vreau granița, să ajungem. Exact. Care e limita aia până la care să putea merge? Fi operat de, de un robot? Domnul doctor, care dacă... în situații de extremă, de limită, poate nu ar lua decizia cea bună. Știți care e treaba? Se... omul simplu, dacă este încurajat și îi se spune, domnule, totul este sigur, mergi că n-ai niciun fel de problemă, eu sunt absolut convins că, apropo de întrebarea dumneavoastră foarte interesantă, mulți ar spune, da, de ce nu? Până la urmă, dacă am toate asigurările date, sigur, asigurările, nu cred că poți da o asigurare într-un act medical 100% niciodată. Da? Și aici cred că eu, apropo de juridic, e o subliniere foarte importantă pe care ar trebui să o facem. Obligația medicului este una de diligență. De cele mai multe ori el se obligă să depună tot efortul, da, în raport cu etica, știința și, mă rog, pregătirea sa profesională să atingă un anumit rezultat în sănătoșia sau, știu eu, în cazul unei operații, un rezultat bun. Dar nu este obligat să-l și atingă, în sensul că 100% garantează. Nu cred că poate exista o garanție. Sau cel puțin în teoria noastră, în malpraxis, când analizăm în juridică, asta este ideea. E o obligație de diligență pe care și-o asumă. Aceeași este obligația de diligență și în cazul unui avocat. El depune tot concursul pentru a obține o soluție favorabilă, da? Nu înseamnă că și garantează. Cei care o garantează nu mi se par tocmai corecți în ceea ce fac. Revenind la întrebarea dumneavoastră, dacă vom atinge acel grad de încredere într-un, nu știu cum se zice, medic operator robot, da, nu știu cum am putea să-l denumim, eu sunt convins că mulți ar spune da. Și cine ar putea fi tras la răspundere în contextul în care lucrurile n-ar merge așa cum spre perfecțiune? Producătorul. Foarte interesant. Producător ar trebui. La fel ca și un autoturism care este lipsit de șofer. E condus de către un soft, o inteligență artificială. Dacă face un accident, ar trebui să fie, să fie producătorul. Întrebarea este la nivel psihic, așa cum ne-am lăsat noi pe mâna unui robot și aici poate doamna psiholog ne-ar putea lămuri. E ușor să te lași pe mâna unei inteligențe artificiale, unui robot, să-ți încredințezi viața? Sigur, de multe ori noi facem acest lucru fără să ne dăm seama. Nu știu, la cursele aeriene, la, adică sunt, e un pilot automat exact, care îți pilotează avionul, intervenția umană este din ce în ce mai mică, dar uite, poate nu conștientizăm. Dar când o facem conștient, domnule, mă o să mă operez să mi se scoată o tumoare, de exemplu. Da, acum, că am fost întrebat sau nu, tehnologia este deja în viața noastră. Important este să știm cum să o integrăm și cum o folosim și depinde în ce scop o folosim. În ceea ce privește parte din profesia mea, un psihoterapeut are rolul de a, împreună cu clientul din fața sa, de a construi o relație terapeutică. Ori lucrul acesta nu se va putea face decât în prezența umană, de la om la om. Poți să folosești inteligența artificială, eu știu, pentru cercetări, dar depinde și ce întrebări adresezi ca să obții rezultatele potrivite sau poți să faci niște statistici, dar pentru a ajuta un om într-un proces de vindecare, mai ales care a trecut printr-o situație traumatică, e nevoie de prezența omului 100%. Practic, una nu exclude pe alta. Puțin mai devreme aveam o discuție tocmai legat de școală în contextul acesta în care elevii au nevoie ca și competențe în clipa în care termină școala să se integreze în viața asta pe care o trăim cu toți într-o dinamică așa continuă și cu siguranță de inteligență emoțională ca să învățăm cum să ne gestionăm emoțiile și în același timp să știm care ne sunt alegerile. Apropo de subiectul
tu de mai devreme, cum reușim să distingem informațiile utile și mai puțin utile. Mulți dintre noi avem așa un trac de medic. Dom'le, aș face orice numai cum la medic să nu ajung. Asta este o realitate, ce să o spunem. Și ar prefera uneori să intre în contact cu o inteligență sau cu o formă de inteligență artificială, așa, pe sub pătură, să dai un telefon, domnul doctor, să-i spui așa în mare, să-ți facă o anamneză, da? Și să găsești un răspuns din partea de la celălalt capăt al firului. Și vă întreb, oare ar fi posibil, credeți, într-un viitor apropiat sau poate chiar și acum, se poate o astfel de formă de a interacționa cu cineva de la distanță dacă și să ai o consultă, așa, o expunere telefonică? Nu neapărat un trag vis-a-vis de medic, ca profesie care prezintă... De situația, de situație, tot ceea ce înseamnă exact, medicul. De ceea ce prezintă rolul și de confruntare cu un posibil diagnostic. Exact. De asta ajung oamenii de cele mai multe ori în stadii avansate și nu merg din timp la medic, pentru că noi în fața unui pericol și acționăm diferit. Nu prin se poate fugă, întâmpla, atac sau negare. Ne blocăm. Și atunci, de asta tot evităm să ne confruntăm cu o situație concretă care ne-ar trimite niște flash-uri așa puternice să facem ceva diferit cu viața noastră. Încă nu am ajuns în punctul în care la nivel social vorbim să fim suficient de educați, dar în sensul de că informația există, numai că e nevoie ca ea să fie corelată și cu acțiunea noastră și cu obiceiul nostru, să intre în rutina noastră de a accesa serviciile medicale pentru prevenție. Puțin fac lucrul acesta și atunci ajungem în situația în care tot evităm această confruntare până la urmă. Și atunci revin la întrebarea, domnule doctor, există o astfel de posibilitate sau vedeți posibil o astfel de posibilitate într-un timp așa rezonabil, într-un viitor apropiat? Platforme sunt cu o multitudine de platforme digitale în care poți avea o discuție chiar video cu un specialist din domeniul dumneavoastră, din domeniul meu și așa mai departe, contra cost deseori. Sunt niște business-uri pertinente care practic șuntează vizita de care teama de halatul alb de care dumneavoastră vorbeați mai injecție. Devreme. Acum, mi-e greu să cred că lucrurile vor fi cel puțin la fel de bine cuantificate ca o vizită la cabinet, neavând șansa unui ecograf, neavând șansa unei discuții și diseminarea informației care e extrem de importantă, maniera în care tu o pui printr-un diagnostic de clipită care ține de tipul pacientului, de educația lui, de gradul de dificultate, de cât de gravă este boala. Una e te adresezi unui pacient de 89 de ani care are o tumoră și una te adresezi unui pacient de 19 ani. Cancerul nu ajunge la toate vârstele, iar maniera în care tu, subiectiv și prin analiză, doamna psiholog poate să ne spună mai multe, vei disemina informația, este total diferită. Toată acapararea asta de informații digitale, nu știu dacă poate să țină locul mersului, vorbitului, mirosului, toți stimulii care sunt angrenați în analiză. Categoric nu. Și e nevoie de empatie și e nevoie să ținem cont și de întregul context în care se încadrează modul în care transmiți un diagnostic. Mă gândesc că ținem cont și de resursele, persoanele resurse din viața pacientului, de aparținători, ori nu se poate înlocui printr-un simplu mesaj text rece. Da, este adevărat, însă, cum spuneam mai devreme, oamenii sunt temători. În foarte multe situații, cum ați spus și dumneavoastră, de teama de a nu se confrunta cu un diagnostic sau, mă rog, cu o situație dificilă, în egală măsură ne punem foarte mult încrederea și în formele acestea de comunicare, cea, experiența altora, da? Ce au trecut, ne povestim unii altora, bă, ce a pățit, ce nu a pățit, cum i-a mers, fapt care consolidează sau, din potrivă, de foarte multe ori șubrezește încrederea în medic, domnule doctor, da? Încredere și eu zic că este un element foarte important, mai ales în cazul unui pacient, dar nu numai, da? De a merge cu încredere către medicul respectiv, pentru că vorbeați despre organizația, mă rog, despre modul în care statul organizează sistemul medical.
La capitolul ăsta dați-mi voie ca eu să o spun. Stăm destul de prost, aș putea spune, în România, la organizare. Despre acest subiect, da? Și de încredere, mai este, că despre asta era. Despre acest subiect o să vorbim imediat după o scurtă pauză. Revenim.